Bună seara, dragii mei prieteni! Mulțumim Domnului Hristos că putem să ne întâlnim din nou pe calea undelor în contextul unui subiect extrem de important. De fapt, este acest ciclu de prezentări, Salvat prin Har, Judecat după Fapte. Aș vrea să adresez o întrebare de suflet. Ce ați dori să auziți dumneavoastră? Un mesaj frumos sau un mesaj onest? Ce anume face diferența între un mesaj frumos sau un mesaj onest? Eu cred că ceea ce face diferența este că frumosul nu este întotdeauna îmbrăcat în adevăr, dar adevărul este întotdeauna frumos și nobil. De aceea sunt convins că dacă avem de ales între frumos și adevăr, eu cred că este o alegere extrem de dureroasă. Aceasta ne duce pe teritoriul acela de a ne călca pe inimă sau a ne ignora simțămintele, sentimentele, starea emoțională și a accepta cu franchețe realitatea tristă sau realitatea crudă a vieții în care trăim, a societății în care trăim. Între ciocan și nicovală, știm că nicovala a rupt multe ciocane. Biblia însăși, cuvântul lui Dumnezeu, a sfărâmat multe ciocane. Și pentru că suntem între nicovala, care este Scriptura, și ciocanul care lovește realitatea zilnică, deci dacă avem de ales între a dărâma zidurile Ierihonului, a dărâma zidurile superstiției și ale tradiției, sau a face pe Aron și a prezenta un mesaj frumos în a turna vițeul de aur, am preferat în această seară ca împreună să stăm de partea dreptății, să stăm de partea adevărului, să stăm de partea realității și să stăm de partea lui Dumnezeu. Domnul Hristos a împărtășit cu noi oamenii simpli, ca mine și ca dumneavoastră, 2000 de ani în urmă, o parabolă foarte interesantă, care era parabola semănătorului. Sigur că această parabolă a surprins pe oameni prin simplitatea ei, dar totodată a provocat conștiința cetățenilor care îl ascultau pe Domnul Hristos pe mal să reflecteze ca în fața unui duș rece, nu? La realitatea care îi înconjura. Sigur că mai există o altă parabolă, parabola aceea pe care a prezentat-o Domnul Hristos când a vorbit despre omul care a intrat cu haine străine la nuntă. Mă voi referi la această parabolă imediat, dar ceea ce este interesant este că Domnul Hristos a preferat să prezinte un mesaj onest, chiar dacă a fost mai puțin frumos. Parabola semănătorului, nu? A nedumerit mulțimea, le-a trezit interesul, dar le-a și spulberat visurile. Nici măcar ucenicii n-au reușit să primească sau să priceapă ideea parabolei. Pana inspirată spune că s-au dus mai târziu la Domnul Hristos și au cerut Mântuitorului să o explice din nou, pentru că nu înțeleseseră ca și mulțimea. Mă înțelege, mulțimea n-a fost expusă la cuvântul lui Dumnezeu, oamenii n-au fost expuși la prezența zilnică a Mântuitorului, dar mi se pare puțin scuzabil pentru ucenicii care mâncau împreună, dormeau împreună, aveau același stil de viață împreună cu învățătorul lor, pentru luni și chiar ani de zile, să nu priceapă ceea ce Mântuitorul spunea. Asta înseamnă că handicapul spiritual al ucenicilor nu era diferit de handicapul spiritual a celor din mulțime. Ucenicii nu aveau acel capital spiritual care să-i determine să înțeleagă valoarea parabolei pe care Domnul Hristos o prezentase. Mergem puțin mai departe. Le-a trezit interesul, dar le-a și spulberat visurile. Aceasta s-a întâmplat în parabola semănătorului și cred că aceasta s-a întâmplat în mai toate prezentările pe care Domnul Hristos le-a oferit sau le-a împărtășit cu oamenii simpli care îl ascultau. Un mesaj onest stârnește interesul întotdeauna și reconectează pe om cu realitatea. Observați, parabola Domnului Hristos trezește ca mai apoi să spulbere. Cele două cuvinte de extremă importanță, parabola trezește ca mai apoi să spulbere. Trezește conștiința și spulberă iluzia vieții. Aici textul spune visurile. Acum vreau să vă invit la o altă parabolă care stârnește interesul, trezește interesul, dar spulberă iluzia lumii. Și anume această
A doua parabolă a Domnului Hristos pe care vreau să o menționez în subiectul de în această seară se găsește în Matei capitolul 22, versetul 14. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără haină de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în tunericul de afară. Acolo vor fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Această parabolă mă duce cu gândul la următoarea idee a subiectului nostru. Este mântuirea condițională? Noi suntem salvați prin har, dar judecați după fapte sau după caracter. Această parabolă, automat, în mod solemn, ne invită pe noi cei care ascultăm sau citim cuvântul lui Dumnezeu la o meditație și personală, dar și o investigație a cuvântului lui Dumnezeu, nu după apetitul emoțional, nu după stomac, nu după ce bem sau mâncăm. Ne invită cuvântul lui Dumnezeu la o meditație și la o investigație a cuvântului cu sânge rece, cu obiectivitate, indiferent că lovește noi sau nu. Este mântuirea condiționată? Declarația din Matei 22, versetul 14 spune: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Dragii mei prieteni, cu tot respectul, dar cum e posibil ca un Domn Iisus al iubirii să facă așa ceva? Nu? Teoriile spun că omul se autodistruge pe sine însuși și că Dumnezeu nu nimicește, nu pedepsește. Adică această declarație din Matei 22 arată că Dumnezeu ia o atitudine împotriva celui care nu-i recunoaște autoritatea sau nu recunoaște autoritatea legiuitorului. Nu știu ce nume avea cel din parabolă, sincer, dar cred că îl chema Cain sau eventual unul dintre urmașii lui Cain, care a venit la întâlnirea cu mielul, care este mirele din parabolă, și nu i-a păsat de protocolul închinării. Deci n-a venit îmbrăcat în haina corespunzătoare. Cel puțin mie mi se pare că avem de a face cu un Iisus destul de incomod. Un mântuitor care nu e pe puzele multora, un mântuitor care iartă, iubește, dar un mântuitor care în același timp dă poruncă, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l afară. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Cum am putea traduce această declarație? Mulți vin sau răspund apelului lui Dumnezeu. Mulți acceptă invitația plină de dragoste și de iubire a Domnului. Oamenii răspund la această chemare, dar când se deschide perspectiva ciurului sau a cernerii, selecția este destul de tranșantă. Oamenii sunt aleși pe baza caracterului lor, nu? Deci mântuiți prin har, dar judecați după fapte. Și aici cred că intervine din nou aspectul numărul 2, mântuirea este condițională? Sentimentul meu este că da. După tot ce studiem împreună până acum în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu, aceste argumente mă determină să înțeleg că mântuirea este condițională. Altfel, toată lumea de pe planeta Pământ s-ar mântui, n-ar mai exista necesitatea unei judecăți de apoi, n-ar mai exista necesitatea unei învieri pentru judecata de apoi, conform Apocalipsa capitolul 20, și atunci toată lumea ar fi mântuită, n-ar mai fi nevoie nici de întoarcere la Dumnezeu, nici de pocăință, pentru că mântuirea ar fi necondițională. Dar aceasta nu este, este frumoasă ideea în sine, dar este otrăvitoare, este periculoasă și sunt ferm convins că nu are nimic de a face cu realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Deci este mântuirea condițională. O altă declarație este: intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Din nou întrebarea: este mântuirea condițională? Domnul Hristos spune aici că există alternative, variante, opțiuni pentru ca omul să aleagă în mod egoist sau să facă o decizie pe baza stomacului sau a conștiinței pervertite. Proverbul chinezesc spune că conștiința trece prin stomac. Adeseori, stilul de viață, nu mă refer numai la mâncare, dar stilul de viață în genere poate afecta gândirea
sau atitudinea individului, nu? Față de alegerea pe care o face în ceea ce privește mântuirea personală sau viața veșnică sau relația lui cu Dumnezeu și așa mai departe. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare. Deci există și alternativa ca oamenii să aleagă un drum greșit care nu-i duce la mântuire, nu-i duce la viață veșnică. Și aceasta nu este că Dumnezeu este vinovat. Poarta largă este o versiune teologică a mântuirii care nu este inventată de Dumnezeu, nici de Domnul Hristos, este inventată de cercurile de influență negative, nu, forțele întunericului, care îl face pe om să trateze cu superficialitate relația lui cu Dumnezeu și atitudinea pe care trebuie să o aibă față de seriozitatea, solemnitatea chemării lui Dumnezeu. Intrați pe poarta cea strâmtă. Bun, dar dacă eu mă simt bine să intru pe poarta cea largă, care e problema ta? Problema mea, zice Domnul, este că dacă intri pe poarta cea largă, mergi la pierzare. Și din nefericire, zice cuvântul, că mulți, nu puțini, deci când spune mulți, înseamnă majoritatea, merg pe calea cea largă care duce la pierzare. Deci este finalmente mântuirea condițională. Știți, aici în versetul 22 avem o declarație foarte interesantă care arată religia care nu funcționează. Ce răspund oamenii la declarația Domnului Hristos? Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și iată ce răspunde Domnul Hristos. Dar înainte de a intra în declarația respectivă, aceste fapte pe care le prezintă acești credincioși, oameni religioși, dovedesc o religie care finalmente n-a funcționat și nu i-a dus la mântuire. Ce este mai nobil decât să prorocești în numele lui Dumnezeu? Nobilitatea, să faci multe minuni și așa mai departe, cum spune textul. Toate acestea dovedesc fapte bune, fapte bune care totuși în mod stupefiant sunt respinse de Domnul Hristos. Vă aduceți aminte declarația celor 70? Doamne, face minuni, toată lumea se supune nouă, suntem mari, șmecheri, cu tare. Și Domnul Hristos se uită la ei, zâmbește și spune: nu vă bucurați pentru asta, că faceți minuni și faceți fapte bune care sunt date de Dumnezeu pentru ca voi să le faceți, bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în împărăția cerului. Nu vă bucurați că sunteți șef și stați la butoane și declarați sau porunciți și tot ce porunțiți se întâmplă sau se face. Pentru că asta este o putere dumnezească. Nu vă puteți asuma voi ca oameni. Bucurați-vă că relația voastră cu Dumnezeu este perfectă, este profundă, este adâncă, este reală și aceasta va duce la mântuirea voastră. Aici, ce au prezentat în versetul 22, este religia care nu funcționează. Religia unor fapte bune, care sunt darul lui Dumnezeu și asumate de om. Zice: Domnule, noi le-am făcut. Nu le-ați făcut voi, mă. Le-a făcut Dumnezeu în voi. Dacă nu v-aș fi dat eu putere, n-ați fi putut face minuni, n-ați fi putut face prorocii. Astea sunt darurile lui Dumnezeu. Nu vi le puteți asuma voi ca indivizi, ca să le folosiți ca robă. Vezi, Măre Doamne, a mântuirii voastre, ca motiv, ca merit al mântuirii voastre. Deci aceasta este o religie care nu funcționează și pe care Domnul Hristos o respinge. Înainte de a trece la declarația Domnului Hristos, aș vrea să vă invit să citim un text foarte interesant în același context, ce spune Pana Inspirată despre religia care nu funcționează. Progresul reformei depinde de o recunoaștere clară a adevărului fundamental. Deci, dragii mei prieteni, există un adevăr fundamental și există adevăruri adiționale, ramificații ale adevărului fundamental, care sunt importante, dar secundare în ordine. Dar există o recunoaștere clară a adevărului fundamental. Dacă nu recunoaștem adevărul fundamental, în principiu, nu putem produce nicio reformațiune, nicio schimbare în caracterul nostru personal, a nostru ca indivizi, ca familie, societate și așa mai departe. Pericolul pândește, spune Pana Inspirată, într-o filozofie îngustă, într-o ortodoxie dură și rece, dar pe de altă parte există un mare pericol, de partea cealaltă, liberalismul nepăsător. Deci, orică vorbim despre un fanatism excentric,
o religie rece și dură care exclude sau gonește sufletul flămând după Hristos din biserică, pentru că nu găsește pe Hristos acolo. Pe de altă parte, mai periculos sau la fel de periculos decât ortodoxismul acesta, religia care nu funcționează, putem să găsim frumosul îmbrăcat în minciună, liberalismul nepăsător. De aceea, dragii mei prieteni, dacă alegem între a dărâma zidurile Ierihonului sau a prefera să stăm de partea politicii corecte, political correctness, cum zic ăștia, și să turnăm vițelul de aur ca să satisfacem populația planetei, atunci preferăm mai degrabă să stăm de partea celor care preferă să transmită un mesaj care să dărâme zidurile Ierihonului. Deci alte alternative nu sunt. Un mesaj frumos sau un mesaj onest? Un mesaj care să te facă nepopular sau un mesaj care finalmente, eventual, te duce în situația de a fi prieten cu toată lumea și totuși să nu mai fii prieten cu Dumnezeu. Un mântuitor necunoscut, un mântuitor cu care nu suntem obișnuiți. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. Știți, nu ne așteptam la așa ceva din partea Mântuitorului, vor spune unii. Cum adică Mântuitorul nostru să ne spună asta? Le voi spune curat, adică le voi spune direct în față. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Cum adică le voi spune direct? Le voi spune curat în față, direct, pe față, frontal. Depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Și atunci oamenii vin cu argumentul. Păi da, uite, am făcut fapte. Faptele legii. Am prorocit noi în numele tău, am făcut aia, minuni, cu tare, tot. Și Iisus spune, adevărat, adevărat, vă spun că nu vă cunosc. Acum, aș vrea să vă introduc două experiențe foarte interesante care ne vor face să înțelegem că faptele sunt importante atâta vreme cât motivația este sfințită prin sângele Domnului Iisus. Motivul acțiunilor noastre, motivul faptelor noastre trebuie să fie sfințit prin sângele Domnului Hristos. Dacă motivul tuturor acțiunilor noastre nu poartă amprenta și sigiliul aprobării sângelui Domnului Hristos și aprobării intențiilor divine, faptele acelea sunt o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și intru la o parte a subiectului care scoate în evidență acea declarație, nu to be or not to be. A fi sau a nu fi, în cazul nostru parafrazez, cu fapte sau fără fapte. Și aici vreau să mă explic, cu permisiunea dumneavoastră. Sunt invitat la inaugurarea unei biserici undeva, cândva, în timp, nu contează unde și cum. Facem abstracție de oameni, folosesc exemplu doar pentru a convinge pe cetățean care este diferența între faptele autentice create de Domnul Hristos în noi, pregătite de El mai dinainte, ca noi să umblăm în ele, și care sunt faptele, de fapt, egoiste, care pornesc din motive și rațiuni corupte, decăzute, care nu sunt altceva decât reflexia intențiilor naturii umane. La inaugurarea acestei biserici vine, se apropie unul dintre oamenii de influență a bisericii, și locale și îmi spune, frate Liviu, vezi ceva special la această biserică? Mă uit, era într-adevăr o biserică frumoasă, nu excela în mărime că n-au avut prea mulți bani să construiască o catedrală, dar mă rog, era bucuria și era fala comunității care au depus efort, muncă, sacrificii, nopți pierdute și așa mai departe, salutabil efortul, dar în același timp am fost foarte marcat sau chiar intrigat de abordarea pe care acest om de influență o avea în contextul acestei inaugurări. Mă uit la biserică și zic, e o biserică foarte frumoasă, sper să o folosiți spre slava lui Dumnezeu și să o umpleți cu suflete nobile din satul dumneavoastră pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru slava Tatălui Ceresc și a Domnului Hristos. Da, mai uite-te cu atenție, ce vezi special la această casă de rugăciune? N-am putut să disting ce anume este special, are geamuri, ușe, acoperiș și așa mai departe. Balustradă, eventual un balcon interior unde corul va putea cânta. Zice, uite-te puțin la acoperiș. Da, ce să văd la acoperiș, frate dragă? Zice, uite-te la țigla de pe casă. Eu am pus-o. Este cea mai frumoasă parte din casa de rugăciune, țigla care am pus-o eu pe casă. Deci omul vrea să scoată în evidență fapta lui bună, intenția lui, sacrificiul lui, totul este lăudabil între noi oamenii.
Dar chestia asta nu ține în fața lui Dumnezeu. Deci acoperișul casei era făcut sau motivul pentru care el investise era, zic eu, uman, cu dorința de a prevala personalitatea, geniul, noblețea de caracter al individului, vroia să fie lăudat, avea această poftă, craving, deci avea această poftă să fie recunoscut de societate, băi, exist, trăiesc și sunt și eu cineva, am pus sigla pe casa de rugăciune. Ei, aceste fapte sunt fapte bune, dar care, din nefericire, nu stau în picioare la ziua judecății. Diametral opus, am un alt caz, poate că l-ați auzit, a circulat, este foarte mișcător, cu fapte sau fără fapte, nu? Ăsta este micul context al părții noastre din subiect. O altă experiență interesantă se produce între cei doi mari cântăreți, știți că au existat trei, Placido Domingo, José Carrera și Pavarotti. Pavarotti a decedat, nu știu ceilalți mai sunt în viață sau nu. Cert este că José Carreras și Placido Domingo au o rivalitate națională, unul e din Catalania, celălalt este din Madrid. În sfârșit, José Carreras se lasă atât de jegmănit în sentimente otrăvitoare, că urăște pe Placido Domingo, cu naționalul lui, pe criterii etnice și așa mai departe, țara baștilor, lupte interne, politica, a pătruns în muzică, până când José Carrera s-a hotărât, eu nu mai cânt cu Placido Domingo. Unde merge el să semneze contracte, eu nu cânt acolo. Îl urăsc pe omul ăsta și așa mai departe. Însă ura duce la cancer, fraților. Și din momentul acesta, José Carrera se îmbolnăvește de un cancer atât de agresiv, cancer de măduvă, și se pare că își cam cheltuiește toți banii în drumurile, nu, Spania, New York, pentru intervenții chirurgicale, transplant de măduvă osoasă și așa mai departe, câte detalii medicale la care nu mă pricep au fost implicate pentru a salva sau extinde viața lui José Carreras. Bineînțeles că în momentul în care a căzut, lovit de această boală a cancerului de măduvă, José Carreras a încetat să mai cânte. Bugetul i s-a diminuat, drumurile până la New York de nu știu câte ori pe an, intervențiile chirurgicale sau ce mai fi fost, tratamentele acestea extrem de scumpe, l-au dus pe José Carreras la sapă de lemn. Undeva în umbră, cineva crea o asociație de caritate în Spania pentru a îl ajuta sau a strânge fonduri pentru acest mare cântăreț, acest mare tenorist spaniol, pentru a-i prelungi viața sau a plăti extra tratamentele medicale pe care el nu le mai putea suporta financiar. La un moment dat, bineînțeles, finalmente se pare că a existat un cure, a existat o vindecare a lui José Carreras și într-o bună zi s-a hotărât să mulțumească acestei asociații de caritate care avea un nume, un pseudonim, ca să descopere cu uimire, dragii mei prieteni, că autorul sau cel care era întemeitorul acestei asociații de caritate care a colectat bani pentru vindecarea lui sau pentru producerea tratamentelor viitoare era dușmanul lui de moarte, Placido Domingo. Când a văzut José Carreras că ura lui a fost răsplătită cu dragoste, dedicație, iubire și Placido Domingo nu numai că a strâns bani, dar a preferat să rămână în anonimat. Totuși, documentele oficiale l-au forțat pe José Carreras să vadă că, într-adevăr, autorul dincolo de cortină era dușmanul lui de moarte, omul pe care îl ura cel mai tare, era omul care îl ajutase cel mai mult. Dragii mei prieteni, cu fapte sau fără fapte, în unul dintre următoarele spectacole pe care avea să le dea José Carreras împreună cu Placido Domingo, pentru prima oară, îngenunchează în fața marelui cântăreț Placido Domingo și José Carreras îi spune: tu ești mai bun decât mine. Dragii mei prieteni, nu știu cum au fost cuvintele cu exactitate, dar cert este că inima unui om care a urât de moarte a fost schimbată, nu prin forță, nu prin ce o fac eu ție, cum ai făcut-o mie așa o să-ți fac și eu ție, nu, inima lui José Carreras a fost schimbată de o atitudine extraordinară de creștină stipulată
în Scriptură. Placido Domingo s-a purtat cu cel care îl ura, așa cum Domnul Hristos ar dori ca noi să ne purtăm unii cu alții. În sala aceea mare de spectacol, cu ochii în lacrimi, José Carrera spunea: Placido Domingo este omul, nu un cântăreț care poate fi mai bun decât mine, dar Placido Domingo este un om care este mai bun la caracter decât mine. Deci, recunoștința profesională era importantă, dar ceea ce recunoștea José Carreras în declarația lui publică, în spectacolul pe care l-a dat împreună cu Placido Domingo, spunea: omul ăsta e mai bun decât mine. Omul ăsta iubea în timp ce era urât. El este mai bun decât mine. Întrebare: cu fapte sau fără fapte? Prietenii mei, aceasta este ideea care o scot în evidență. Aceste fapte, această atitudine a lui Placido Domingo scoate în evidență o declarație pe care o face Domnul Hristos în Matei capitolul 6, versetul 3. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta. Deci când faptele bune se întâmplă în viața noastră, rămânem într-un context modest. Și atunci evident că motivele sunt determinante, nu? Adică fapte bune sau fapte nelegiuite, toate sunt făcute dintr-un motiv, mai mult sau mai puțin egoist, și sunt percepute ca nelegiuire. Când faptele sunt făcute în mod egoist, ele nu sunt altceva decât o călcare a legii lui Dumnezeu. Motivele sunt determinante. Ceea ce faci tu, când faci tu milostenie sau o faptă bună, să nu știe toată lumea, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Așa că atunci când punem în evidență între fapta celui care a pus sigla pe casă și a vrut să fie văzut, a vrut să fie rostit numele lui la programul de inaugurare a bisericii, fratele Putare a pus cea mai extraordinară siglă de pe casă, s-a sacrificat omul ca și cum ceilalți nu s-a sacrificat sau ceilalți n-au pus suficient de mulți bani la construcția acelei biserici. Fapte bune, determinate de motive egoiste, nu sunt altceva decât nelegiuire înaintea lui Dumnezeu. Așa că, prieteni, cu fapte sau fără de fapte, eu cred că Placido Domingo a făcut exact ceea ce Domnul Hristos i-a poruncit să facă. L-a ajutat pe vrăjmașul său și n-a permis nimănui să știe acțiunile care se produc în spatele acestei organizații de caritate care l-au ajutat pe José Carreras să treacă dealul suferințelor și necazului său. Dacă faptele noastre vorbesc despre caracterul nostru, cele 10 porunci vorbesc despre caracterul lui Dumnezeu. Cea mai frumoasă declarație de dragoste pe care Domnul Hristos a făcut-o vreodată este exprimată în cele 10 porunci. Fiule, fica mea, dacă vrei să fii fericit, mă, nu fura. Nu fura de la nimeni lucruri care nu-ți aparțin. Nu minți pe oameni, fii onest, fii sincer. Nu urâ. Te rog frumos, respectă-ți părinții care te-au crescut. Nu ucide, nu pofti și așa mai departe. Lista continuă. Sigur că ajungem și la porunci care sunt mai sensibile, adică să nu te închini la chip și oplit, să ții sabatul și așa mai departe, porunca Dumnezeu. Toate acestea sunt porunci pline de bun simț și vorbesc despre intențiile originale ale lui Dumnezeu și despre caracterul său. Faptele noastre zilnice vorbesc despre cine suntem noi. Cuvântul lui Dumnezeu sau cele 10 porunci vorbesc despre cine este Dumnezeu. Dacă cele 10 porunci nu sunt bune sau sunt rele în sine, sunt dușmana lui Dumnezeu, evident că aruncăm prin această declarație o umbră asupra caracterului Tatălui nostru din cer. Nu putem vorbi legea sau cele 10 porunci de rău și să vorbim de bine pe autorul acestei legi. Dacă legea este rea, sigur că Tatăl Ceresc este rău. Așa că faptele vorbesc despre cine suntem noi. Poruncile lui Dumnezeu vorbesc despre cine este Dumnezeu. Mergem puțin mai departe și în contextul acesta, cu faptă sau fără faptă, vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un micuț pachet de versete biblice care fac referință, și eu zic că această colecție atentă a câtorva versete din Biblie, din multitudinea versetelor care le putem găsi în Scriptură, nu fac altceva decât să producă o percepție de 360 de grade cu privire la faptele oamenilor. Haideți să citim. Prima declarație este în 1 Samuel, capitolul 2, versetul 3. Nu mai vorbiți cu atâta îngânfare. Să nu
vă mai iasă din gură cuvinte de mândrie, căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Expresia asta sau versetul acesta, dragii mei prieteni, are două elemente de extremă importanță. În primul rând, profetul spune, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare și să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie. Dragii mei prieteni, există doi mari dușmani sau două mari păcate care au tendința de a distruge viața noastră ca indivizi. Prima este mândria firească a omului, ne naștem cu ea, inerent, orgoliul nostru uman, noi îl numim demnitate. Demnitate e bine să avem demnitate, dar nu o demnitate exagerată, care ne duce pe teritoriul unei obsesii pentru protecția eului nostru personal sau mortificarea eului nostru personal. Nu? Deci, mândria firească și asta e primul păcat care trebuie să-l biruim în procesul nostru de pocăință cu ajutorul lui Hristos. Iar ultimul păcat care ar trebui să-l biruim în finalizarea procesului de convertire este mândria spirituală, care este mai periculoasă decât mândria firească. Pentru că mândria spirituală îl face pe om să zică, așa cum spune Apocalipsa capitolul 3, m-am îmbogățit, sunt bogat, nu duc lipsă de nimic. Și de fapt nu știu că sunt ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Așa că profetul spune, nu mai vorbiți cu atâta îngânfare, să nu vă iasă din gură cuvinte de mândrie. Căci Domnul este un Dumnezeu care știe totul și toate faptele sunt cântărite de El. Atenție! Când spune faptele sunt cântărite, eu cred că se referă la motivația acțiunilor care stau în spatele acestor fapte care sunt văzute de oameni. Faptele sunt cântărite, motivele acestor fapte sunt cântărite de Dumnezeu și puse în balanță și Dumnezeu însuși care cunoaște inima noastră știe dacă sunt fapte făcute din egoism, fapte făcute din mândrie sau fapte făcute dintr-un spirit creștin care sunt luate în considerare de Domnul Hristos, cu fapte sau fără fapte. 1 Samuel 25, versetul 3, dar bărbatul ei era aspru și rău în faptele lui. El se trăgea din cale, vorbește despre atitudinea lui Nabal față de soldații lui David care veniseră să protejeze turmele acestui om bogat, înstărit. Dar ce se scoate în evidență aici este că era un om aspru, rău, în faptele lui. Deci faptele lui vorbeau despre ce fel de caracter avea Nabal. Și totuși se trăgea din semeția lui Caleb. Caleb a fost un om temător de Dumnezeu și credincios, dar se pare că acest urmaș al lui Caleb, în persoana lui Nabal, nu urma pe calea credincioșiei lui Caleb, care este recunoscută de Scriptură, nu? Mai departe avem o altă declarație cu fapte sau fără fapte, în 2 Samuel, capitolul 9, versetul 5. Ea a zis împăratului, era adevărat deci ce am auzit eu în țara mea despre faptele tale și înțelepciunea ta. Deci iată că ceea ce se duce peste hotare, ceea ce cară numele nostru în mod pozitiv sau negativ, este atitudinea noastră, caracterul nostru exprimat prin fapte și înțelepciunea. În cazul lui Solomon, evident, împărăteasa din Seba spunea, bun, am auzit în țara mea despre faptele tale, am auzit în țara mea despre înțelepciunea ta. Cu fapte sau fără fapte. Mai am o declarație din Cronici, capitolul 5, a doua Cronici, capitolul 15, versetul 7, unde spune, voi dar, spune Domnul, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. Sigur, aceste fapte ale noastre, care sunt făcute în Domnul Hristos, sunt faptele acelea determinate de natura divină, pe care omul deja o acceptă în el și Hristos în noi produce slava acestor fapte făcute de Dumnezeu în noi, puse deoparte mai înainte doar ca să umblăm în ele. Zice, voi dar întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, căci faptele voastre vor avea o răsplată. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7. Când mergem puțin mai departe, Apocalipsa 22, versetul 12, este de acord cu această declarație din Cronici. Faptele voastre vor avea o răsplată. Păi sigur, chiar însuși Iisus spune,
iată, vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta sau faptele lui, nu? În 2 Cronici 15 cu 7 avem faptele lui Iosia de data aceasta, deci legea invită la fapte evlavioase. Acest text este foarte interesant din mai multe perspective. Celelalte fapte ale lui Iosia și faptele lui evlavioase, făcute așa cum poruncește legea Domnului, atenție, nu legea lui Moise. Deci faptele lui Iosia, care erau fapte evlavioase, erau fapte făcute așa cum poruncea legea Domnului. E adevărat că avem în Scriptură și legea lui Moise exprimată de foarte multe ori, dar eu cred că aici este demn de consemnat că legea Domnului ne invită la fapte evlavioase, fapte care se fac din Duhul lui Hristos, fapte care le produce Hristos în noi, prin fuziunea pe care noi avem cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Faptele lui Iosia și faptele evlavioase făcute așa cum poruncea legea Domnului. Un alt text de mare valoare se găsește în Efeseni 2 cu 10 și reamintim căci noi suntem lucrarea lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru fapte bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai înainte să umblăm în ele. Deci faptele lui Iosia, care erau fapte evlavioase, nu erau altceva decât faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru Iosia înainte ca el să se nască, ca Iosia doar să umble în ele. Și prin harul lui Dumnezeu, Iosia a umblat în faptele bune pregătite de Domnul Hristos mai înainte. O altă declarație foarte interesantă, faptele recomandă tipul de caracter. Matei 7 cu 16. Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar orice pom rău nu poate face roade bune. Deci aici intervine omul neconvertit, omul firesc, prieteni, omul este pierdut și este imposibil pentru omul firesc, cu o natură firească, o natură pământească, să producă sau să evidențieze fapte care nu sunt altceva decât amprenta sau dovada prezenței lui Dumnezeu în acel caracter. Pomul bun face roade bune, dar pomul rău nu poate face roade bune. Nu poate, așa stă scris. Și nu se referă Domnul Hristos la pom, se referă la om, nu? Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. După roadele lor veți cunoaște caracterul acestor indivizi. O declarație foarte interesantă dintr-o pană inspirată spune că evlavia creștinului, adică lipsa de ipocrizie a caracterului nostru creștin, constituie standardul după care lumea judecă Evanghelia. Deci dacă credinciosul, pocăitul, convertitul, întorsul la Dumnezeu, are un caracter divin, are un caracter deosebit, sigur că lumea va judeca Evanghelia în mod pozitiv. Dacă creștinul are doar o evlavie formală, atunci standardul după care lumea judecă Evanghelia este un standard care l-a impus caracterul individului. Deci mi se pare foarte interesantă această declarație. Evlavia creștinului constituie standardul sau stabilește standardul după care lumea judecă Evanghelia. Pana inspirată spunea cuiva, ceea ce ești strigă atât de tare în urechile mele încât nu mai aud ceea ce spui. Uneori, faptele, care nu sunt altceva decât expresia caracterului nostru zilnic, vorbesc, grăiesc, mărturisesc mai mult decât ceea ce transmitem prin cuvinte. Mărturisesc împotriva noastră și nu face din noi decât ipocriți mai mari decât am fost ieri sau alaltăieri. Credința și faptele, o carte care recomand tuturor, niciun om care a avut lumina adevărului, dar a continuat să calce poruncile lui Dumnezeu, să ignore autoritatea lui Dumnezeu, nu? Nu va intra în cetatea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu se află la temelia guvernării sale pe pământ și în ceruri. Dacă oamenii care cunosc adevărul, nu? Au călcat cu bună știință legea sa și au disprețuit-o pe pământ, acești oameni nu vor fi luați în ceruri pentru a face același lucru acolo. La venirea lui Hristos nu va avea loc nici o schimbare de caracter.
Sunt foarte mulți oameni care spun, lasă-mă că mă pocăiesc în ultimă instanță, atunci ca și tâlharul de pe cruce. E adevărat, tâlharul de pe cruce n-a mai avut timp și Dumnezeu a produs în el, Domnul Hristos și Duhul Sfânt a produs în el o schimbare de caracter extraordinară în tâlharul de pe cruce. Ce spune spre final declarația, tot din această carte, Credința și Faptele? Îngerii stau în prezența Creatorului lor și privesc slava de neîntrecut care învăluie persoana sa. Ei îl văd pe mielul lui Dumnezeu care a fost dat încă de la întemeierea lumii pentru a trăi o viață de umilință, pentru a fi respins de oameni păcătoși, pentru a fi disprețuit și răstignit. Cine poate măsura infinitatea acestui sacrificiu? Dragii mei prieteni, când te uiți la Mântuitorul, la viața Lui, la tot ce a făcut El pentru noi pe cruce, ne simțim absolutul nimic, fără drepturi, fără merite. Bun, și atunci cum stăm cu faptele? Simplu, să-i permitem lui Domnului Hristos prezența sa în viața noastră. N-ar trebui să fim îngrijorați de faptele bune pe care ar trebui să le facem. Noi ar trebui să fim îngrijorați de părtășia pe care o avem cu Domnul Hristos, de conexia pe care noi avem cu Iisus Hristos, pentru ca El, prezența Lui, să garanteze o dinamică de mișcare, o dinamică a minții noastre, o dinamică a faptelor noastre care izvoresc toate numai din El. Și atunci când izvoresc din Domnul Hristos, atât gândurile, vorbele, faptele mele, când izvoresc din El și când El este autorul acestui miracol, acestor miracole în viața mea, în viața ta, atunci sigur că nu ne putem lăuda cu ceva, ceea ce Iisus a produs în noi. Doamne, îți mulțumesc că m-ai scăpat și dintr-o ființă scârboasă și uricioasă, nevrednică, ai transformat prin prezența ta această ființă nevrednică în ceva nobil și frumos, care poate sta în împărăția ta. Slava, lauda și cinstea, sigur că vor fi ale tale pentru veșnicie, Doamne Iisuse. Cred că aceasta ar trebui să fie atitudinea progresului creștin, atitudinea produsului convertirii în viața noastră. N-avem cu ce să ne lăudăm din nefericire. Și totuși faptele sunt o realitate a părtășiei noastre cu Dumnezeu, a părtășiei noastre cu Domnul Hristos, sau faptele vor arăta absența Domnului Hristos din viața noastră. Printr-un caracter cărpănos, rigid, vorbe aspre, pierderea controlului, vorbe care jignesc și gânduri care nu sunt de la Dumnezeu, pentru că nu avem în noi această minte care era în Iisus Hristos. În Filipeni mi se spune să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos, într-o traducere mai bogată a lui King James, să aveți în voi mintea care era în Iisus Hristos. Adică nu e un gând, un gând e un gând, un gând este produsul unei fabrici. Dar ceea ce Biblia în Filipeni 1:5 sau 2:5 spune, să aveți în voi mintea, adică să aveți în voi fabrica de gânduri a lui Hristos. Pentru că aia e dumnezeiască. Și în momentul în care noi avem mintea lui Hristos, mintea lui Hristos în mintea noastră, în capul nostru, va produce exact caracterul sau tipul de personalitate pe care Domnul Hristos l-a avut pe pământ. Noi păcătuim continuu, spune Pana Inspirată, împotriva lui Dumnezeu, continuu, adică natura noastră păcătoasă este într-o continuă vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar harul său încă ne însoțește. Prin dragostea lui, pentru noi, El, Dumnezeu, Domnul Hristos, îndură îndărătniciile noastre, neglijerea, nerecunoștința și neascultarea noastră. Iată ce face un Tată Ceresc și un Mântuitor minunat pentru mântuirea și salvarea noastră. Prieteni, în realitate, curajul de a ne întoarce la Domnul Hristos, curajul de a merge și a-i cere iertare pentru infirmitățile noastre de caracter, constă în a îndrăzni, a crede în caracterul iertătorului. Noi oamenii nu ne-am întoarce la Dumnezeu niciodată dacă n-am avea încredere în caracterul său iertător. Deci ca să ne putem întoarce la Dumnezeu și să putem să acceptăm iertarea Lui, noi trebuie să avem încredere în caracterul celui care iartă sau încredere în caracterul iertătorului. Aceasta ne va da curaj să ne întoarcem la
Domnul Iisus Hristos. În Isaia 1:27 mi se spune spre final, Sionul va fi mântuit prin judecată, auziți? Mântuirea vine prin judecată. Și cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, adică în Sion, vor fi mântuiți prin dreptate. Deci mântuiți prin judecată și oamenii care se vor întoarce la Domnul vor fi mântuiți prin dreptate. O traducere, o versiune diferită spune Sionul va fi răscumpărat cu judecată, convertiții lui cu dreptate. Convertiții sau pocăiții lui sau întorcii lui la Dumnezeu vor fi judecați după dreptate. Eu cred personal, dragii mei prieteni, că este o greșeală fatală în a crede că nu trebuie făcut nimic pentru obținerea mântuirii. Este necesară cooperarea noastră permanentă cu agenții cerești în calea către cer, înainte de a intra în Sfânta Cetate. O cruce trebuie ridicată, un zid trebuie escaladat, nu? O scară de urcat înainte de a ajunge la poarta de cristal, când îți dai seama de slăbiciune și incapacitate și neputința ta de a parcurge calea, strigă după ajutor. O voce divină îți vine și răspunde din mijlocul cerului, prinde-te de tăria mea.